Deși am mai tratat la un moment dat puțin subiectul ăsta al păcatului cu voia, în această seară aș dori să ne uităm la pasajul care a fost citit și să extragem din acest loc mai multe învățături folositoare pentru credința noastră și pentru umblarea noastră pe pământul acesta, în relația noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu lumea, în relația noastră cu adunarea. În primul rând aș dori să ne uităm de la versetul 18 până la versetul 21, unde cuvântul lui Dumnezeu ne arată că noi credincioși avem niște privilegii extraordinare înaintea lui Dumnezeu. În mod specific, cuvântul lui Dumnezeu ne precizează în locul acesta două privilegii pe care le avem. Și vom vedea de ce este important că apostolul începe în locul acesta să ne prezinte privilegiile. În creștinism, ca principiu obișnuit, Dumnezeu întâi face El ceva pentru noi și abia apoi Dumnezeu ne cere ca noi să răspundem lucrării pe care El o face. Cred că este clar lucrul acesta, este stabilit în mintea noastră, este primit de sufletele noastre. În alte religii, Dumnezeu cere omului. În alte religii, Dumnezeu, imagina de ei, Dumnezeu cere omului să facă ceva și dacă omul face, și după aceea Dumnezeu face ceva față de ce a făcut omul. În creștinism lucrurile sunt invers. Dumnezeu face ceva față de noi și apoi noi răspundem lucrării lui Dumnezeu, bineînțeles tot cu puterea primită de la Dumnezeu. Pasajul acesta este construit în același fel. În tine sunt prezentate privilegiile date de Dumnezeu și apoi de la versetul 22 până la versetul 25 ne sunt prezentate câteva porunci. Așa funcționează textul. Sunt niște privilegii date de Dumnezeu și niște porunci date de Dumnezeu nouă prin care noi răspundem privilegiilor lui Dumnezeu, lucrării lui Dumnezeu, acestei binecuvântări extraordinare pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Domnul Iisus Hristos. Așadar, începem să ne uităm la aceste privilegii care au de face ambele, că sunt două, cu persoana Domnului Iisus Hristos. Și să ne uităm la fiecare pe rând. În primul rând avem privilegiul de a avea un mijlocitor. Spune versetul 19: astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Foarte clar textul spune: avem intrare, fraților, avem intrare prin sângele lui Iisus, prin El. Da? Când vorbești de ceva care și folosești termenul prin, este ceva care e intermediar, între. Da? Merg prin ăsta ca să ajung acolo. Eu sunt aici și vreau să ajung acolo și merg prin ăsta. Este un intermediar. Ceva care e la mijloc. Un mediator, un mijlocitor, un intermediar. Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru prin sacrificiu pe care l-a făcut. El nu este mijlocitorul nostru prin faptul că pune o vorbă înaintea lui Dumnezeu. Da? Cum sunt așa numiți preoți astăzi. El e mijlocitor. Nu se declară mijlocitor ca Domnul Iisus Hristos. El face o rugăciune pentru om. Auziți cum este Domnul Iisus mijlocitor? Prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Vreau să vă imaginați, foarte simplu, că templul era format din două compartimente principale. Clădirea templului, nu vorbim de curțele care erau acolo și nu are sens să dezbatem foarte mult acum. Dar templul avea locul sfânt și locul preasfânt. În locul preasfânt, Scriptura ne spune foarte clar în capitolul anterior, în versetul 25, spune așa: și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui. Cine intra în locul preasfânt? Marele preot. De câte ori intra marele preot pe an? O singură dată. Pentru ce intra marele preot acolo? Ca să aducă sânge ca ispășire pentru păcatele poporului. Deci lucrurile sunt clare, da? Scriptura ne spune acum, fraților, prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Pentru mine, trebuie să înțelegeți, cartea asta este scrisă cui? Evreilor. Trebuie să înțelegeți că mintea unui evreu exploda. Folosesc un limbaj metaforic. Când auzi așa ceva: cum adică frații au intrare slobodă în locul preasfânt? Alo, în locul preasfânt intră un singur om, o singură dată, o dată pe an. Cum adică fraților aveți intrare în locul preasfânt slobodă? Pentru evrei era o veste extraordinară lucrul acesta. Ce simboliza separarea aceasta care era prin perdeaua, da? Care separau cele două. Ce simboliza separarea aceasta? Păi simboliza un lucru foarte simplu. Că omul nu are acces în prezența lui Dumnezeu.
Că omul este necurat, este stricat, este păcătos și ca să poată intra în prezența lui Dumnezeu trebuie să se aducă ispășire pentru păcatele lui. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu și păcatul omului sunt într-o incompatibilitate totală. Da? Nu există niciun fel de împăcare între păcătoșenia omului și sfințenia lui Dumnezeu decât ca să moară cineva. Simbolic, nu murea omul, murea altcineva în locul lui. Era Evanghelia lăsată în imagine acolo. Da? Dumnezeu n-a intenționat ca oamenii să ajungă să venereze ritualurile alea și ceremoniile alea și să le facă fără minte, ci să înțeleagă din ele ceea ce avea să împlinească Domnul Iisus Hristos. Și acum, Scriptura ne spune că Domnul Iisus a intrat cu sângele lui în locul preasfânt, ca un mare preot. Cum intra marele preot cu sânge, dar care nu era al lui, Domnul Iisus intră cu sângele lui, nu mai intră cu sânge de animale, ci este sângele Fiului lui Dumnezeu, este sângele lui persoanei Domnului Iisus Hristos. Și spune Scriptura aici că avem, datorită acestui lucru, intrare slobodă. S-a făcut ispășire pentru noi, nu mai există niciun motiv ca Dumnezeu să fie supărat sau mânios pe noi. Că păcatele alea care îl împiedicau pe Dumnezeu să ne primească în prezența Lui au fost spălate, șterse. Da? De ce nu intrau și în Vechiul Testament? Că și preotul intra cu sânge. Păi intra cu sânge de animale. Biblia spune foarte clar. Ce, tu crezi că sângele unui taur sau unui țap spală ție păcatele? Ăla era un lucru simbolic. De asta nu se rezolva niciodată problema în ultimă instanță, ci spune apostolul că de fapt s-aducea aminte în fiecare an cât de păcătoși suntem și când avem intrare înaintea lui Dumnezeu. Și așteptam o vreme de îndreptare, de împlinire a tuturor lucrurilor. Și apoi spune Scriptura, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, auziți ce limbaj folosește? Prin perdeaua din lăutru, adică trupul său. Cum ne-a deschis Domnul intrarea în locul preasfânt? Imaginați-vă din nou templu, ajungem acolo, stop, n-aveți voie să intrați. Dar s-a întâmplat ceva. La moartea Domnului Iisus Hristos, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt de sus în jos în două. De ce? Ca un simbol al faptului că separarea care exista între om și Dumnezeu datorită păcatului, acum nu mai există separarea. Păi de ce nu mai există separare? De ce Dumnezeu nu mai e mânios pe om? Dintr-un simplu motiv, că s-a adus o jertfă de ispășire a tuturor păcatelor noastre, o jertfă care în ochii lui Dumnezeu a fost desăvârșită, suficientă, odată pentru totdeauna. Și ca un simbol, Dumnezeu cu degetul lui rupe perdeaua dinăuntru templului. N-a fost acolo așa numai un lucru, s-a rupt perdeaua. Dar a rupt Dumnezeu perdeaua pentru a învăța tot poporul să nu existe niciun lucru de tăgăduit, intrarea este liberă. Și lucrul acesta s-a întâmplat când s-a adus o singură jertfă, jertfa Domnului Iisus Hristos. Sunt aceste detalii suficient de clare, cred eu, ca să înțelegem ce ne învață versetul 19 și 20. Că avem un mijlocitor special, care, spune Scriptura, uitați termenii, avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua. Avem o intrare și o cale, auziți ce spune? Avem o intrare slobodă sau o intrare liberă și avem o cale nouă și vie. Nu mai este calea veche din Noul Testament. Din Vechiul Testament, mă scuzați, ci este calea nouă. Avem și intrare și calea până acolo. Deci nu există nicio justificare pentru niciun om astăzi să nu vină la Dumnezeu. Nicio justificare. De ce? Că Domnul ne-a dat și intrarea liberă și ne-a dat și calea până acolo. Intrarea e Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui și calea e tot Domnul Iisus Hristos. El ne-a trasat-o. Dacă ai ajuns la Hristos, ai intrare, ai cale liberă să intri în prezența lui Dumnezeu. Scurt pe doi. Nu ai nevoie de niciun alt mijlocitor, de niciun ritual, de nicio ceremonie, nimic ajutător. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Bun, avem acest mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, și uitați ce limbaj frumos, zice Scriptura, calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin perdeaua din lăuntru. Care perdea? Adică, trupul său. Dar perdeaua unde era? În templu. Știți că Domnul Iisus Hristos spune dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi face înapoi? Și Ioan comentează acolo. Făcea referire la trupul său. Trupul său. El spune perdeaua din care era trupul său. Trupul său a fost frânt pentru noi. Ca asta facem la cina Domnului. Arătăm lucrurile. A fost frânt. Și frângerea trupului Domnului Iisus a simbolizat ruperea perdelei dinăuntru templului. Este o simbolistică extraordinară pe care apostolul ne explică suficient de clar în evrei. Calea liberă în prezența lui Dumnezeu. Ăsta este cel mai mare privilegiu. Și ce cred eu că am vrut să învețe Dumnezeu pe evrei și pe noi prin evrei? Să te duci tu în fiecare an, gândiți-vă la lucrul, să te duci în fiecare an la templu și de fiecare dată te uiți acolo, bă, noi n-avem voie să intrăm acolo. Și nici preotul n-are voie, niciun preot n-are voie decât unul singur odată pe an. N-avem...
plecai acasă cu ce sentiment? Că nu ai, că ce sunt prezența lui Dumnezeu? Că ești păcătos, că ești ticălos, că de asta te duceai să aduci jertfă de acolo. Ce ți aduceai aminte că n-aduceai jertfa? Că n-aduceai jertfa numai așa să te arăți tu mare și grozav. Ce aduceai jertfa pentru păcat. Dumnezeu nu primea nicio jertfă de ispășire, nicio jertfă de mulțumire dacă nu era jertfă de ispășire. Ce să primească Dumnezeu mulțumirea ta că tu ești putregai de păcat din cap până în picioare. Și plecai acasă, asta spune Scriptura. Era o aducere aminte a păcatelor de fiecare dată când te duceai la templu. Nu te duceai să te bucuri. Și te duceai ca să te aduci aminte că ești păcătos, că ești ticălos și că n-ai ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e sfânt și Dumnezeu nu poate privi rău înaintea ochilor lui. Și cu asta plecai acasă. A venit Domnul Iisus Hristos și nu mai pleci așa acasă. Când a venit Domnul Iisus Hristos, ne-a făcut o ispășire totală a tuturor păcatelor noastre și avem o intrare slobodă. Ce a făcut Dumnezeu cu evreii? An de an, an de an, Dumnezeu a vrut ca evreii să înceapă să simtă povara păcatelor lor. An de an, Dumnezeu a vrut să înrădăcineze în ei așteptarea Domnului Iisus. Când vine, Domnule, momentul ăla când se termină cu lucrurile astea? Când vine momentul să intrăm și noi în prezența lui Dumnezeu? Când vine momentul să ne bucurăm și noi de prezența lui Dumnezeu? Și Dumnezeu îi ține încordarea asta, an după an, an după an, an după an. De ce? Ca să adâncească în ei tânjirea după Mesia. Ca să ne adâncească în ei tânjirea după Domnul Iisus Hristos. Evreii au ajuns să venereze ritualurile lor. Să se mulțumească cu ele. Să nu mai tânjească. Dar Scriptura ne arată foarte clar că au fost oameni, a fost o rămășiță în tot timpul. A fost o rămășiță de oameni care au tânjit după Domnul Iisus Hristos. Spune Scriptura așa. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme. Vedeți tânjirea lor? Când Domnule vine? Ce vreme? Ce împrejurări avea Duhul lui Hristos în vedere care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Deci au existat oameni în care Dumnezeu a implantat această tânjire după venirea lui Hristos. De ce? Pentru că exista această separare între ei și Dumnezeu. Deci marele privilegiu pe care noi astăzi îl avem este că avem intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu. Al doilea mare privilegiu nu este doar că avem un mijlocitor și avem și un mare preot. Spune fiindcă avem versetul 21. Și fiindcă avem. Vreau să observați verbul ăsta avem. Versetul 19. Avem o intrare slobodă pe care acea nouă vie și avem un mare preot. Eu cred că creștinătatea astăzi a cam uitat ce avem. Toată lumea vrea să fac. Dom'le, vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Tași mă din gură. Măcar nu te audă nimeni. El vrea să facă ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu s-au auzit predici din astea. Oamenii de care are nevoie Dumnezeu. Glumești sau care-i treaba? Oamenii care are nevoie Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de oameni. Dacă am putea să spunem, a avut nevoie de un singur om, Dumnezeu, și acela a fost omul Iisus Hristos, care a satisfăcut deplin toată voia lui Dumnezeu. N-are Dumnezeu nevoie de nimeni. Ce vreau să spun este că pierdem de mult, nu că Dumnezeu nu se folosește de oameni, nu asta vreau să spun. Cred că ați înțeles ce vreau să spun. Ce vreau să spun este că pierdem din vedere marile privilegii pe care Dumnezeu ni le-a dat și pe care le avem. Le avem. Uităm de multe ori cât de bogați suntem. Vedem creștinătatea așa de slabă, așa de sărăcăcioasă, vedem purtarea credincioșilor așa de slabă, atât de ai șamar cum e, și uităm ceea ce avem înaintea lui Dumnezeu, ceea ce ne-a dat Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea textul ăsta vorbește despre a avea. De două ori spune, avem, avem. Și un principiu foarte important, tot ceea ce avem noi important pe pământul acesta este în persoana Domnului Iisus Hristos. În pasajul acesta unde se spune de două ori că avem, de fiecare dată spune că avem în Hristos. Calea liberă o avem în Hristos, intrarea slobodă o avem în Hristos, marele preot este Domnul Iisus Hristos. Tot ce avem noi prețios înaintea lui Dumnezeu este în persoana Domnului Iisus Hristos. Bun, avem aceste lucruri. Și pentru că avem aceste lucruri, Scriptura spune că trebuie să acționăm într-un anume fel. Să acționăm într-un anume fel, da? Sau pentru că avem aceste privilegii, ne sunt date și niște porunci. Ne sunt date niște porunci. Și haideți să ne uităm la aceste porunci sau la aceste acțiuni care trebuie să ne caracterizeze pe noi credincioși. Este foarte important. De la versetul 2 la versetul 25. Prima poruncă care ne este dată este să fim părtași la curăția pe care ne-a câștigat-o Domnul Iisus Hristos. Auzi ce spune, să ne apropiem, da, fiindcă e liberă intrarea, să ne apropiem. Dar nu putem să ne apropiem oricum. Că suntem credincioși. Că Dumnezeu a lucrat în viețile noastre. Auziți, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Vreau să observați, în mod special, că apostolul vorbește aici despre o stare lăuntrică.
În primul rând, inima curată, credința deplină, inimile stropite și curățite de un cuget rău. Ceea ce este important în apropierea noastră de Dumnezeu este starea lăuntrică. Starea lăuntrică a inimilor noastre. Acum, starea lăuntrică a inimilor noastre nu este făcută, când zice să ne apropiem cu o inimă curată, nu vrea să spună Biblia curățește-ți tu singur inima. Că tu nu poți. Că ar fi o contrazicție cu ceea ce spune Apostolul în capitolul 9, versetul 14, unde spune așa. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci curățirea aceasta a inimilor nu o facem noi prin propria noastră putere. Este o aberație, înseamnă că n-am înțeles nimica din lucrarea Domnului Iisus Hristos. Curățirea aceasta o face Domnul Iisus Hristos, dar într-un fel noi trebuie să ne apropiem de lucrarea Domnului Iisus Hristos, să primim lucrarea Domnului Iisus. Poate termenul acesta ar fi mai potrivit, să ne însușim. Calea e liberă, intrarea e slobodă, jertfa s-a adus. Noi dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem curățiți în sângele Domnului Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și în starea aceasta trebuie să venim la Dumnezeu. În starea aceasta, însușindu-ne lucrarea pe care Hristos a făcut-o deja în noi. Și această participare la curăția cumpărată de Domnul Iisus Hristos trebuie să fie deplină. Uitați ce spune, să ne apropiem cu o inimă curată, da? În unele traduceri se vorbește despre sinceritate și acesta ar fi termenul mai corect din original, cu o inimă curată sau cu o inimă sinceră, fără nimic ascuns. Vine înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate. Nu fii ipocrit dacă știi că Hristos a plătit totul pentru tine, nu mai ai nevoie să o faci pe ipocrit, corect? Dacă ai păcate pe care știi că nu sunt iertate de Dumnezeu, atunci vrei să le justifici și să dai vina pe altul. Dacă știi că ai plătit totul de Domnul Iisus Hristos, vine cu sinceritate. Nu umbla cu ipocrizii, cu fățărnicii înainte la Dumnezeu, că n-ai motiv să faci lucrul acesta, că ești spălat de Domnul Iisus Hristos, cu o inimă sinceră. Vorbește despre sinceritate, Scriptura aici, vorbește despre siguranță, auziți, cu credință deplină. Ăsta este un motiv pentru care eu nu pot să cred în ideea asta de pierderea mântuirii. De ce? Ce credință deplină să am eu dacă e așa? Mă, om, vedea ce-o fi? Poți să te duci, poți să rămâi? Om, vedea ce-o fi până la capăt. Nu ne pronunțăm până la capăt dacă ești, dacă nu ești. Dar ce credință? Cum te duci tu cu credință deplină? Doamne, vin, dar nici măcar nu știu cum privești tu viața mea. Ori săptămâna asta, păcatele pe care le-am făcut. M-au scos din harul tău, m-au scos din credință. Cum ai? Ce credință deplină? Ce certitudine să ai tu? Ce siguranță să ai? Păi uitați-vă, privilegiul de a-L avea pe Iisus mare preot, mântuitor și mijlocitor este privilegiul care mă face pe mine să vin cu siguranță deplină, nu faptele mele. Am auzit această aberație care spune că e un fel de erezie practică, nu teoretică, practică. Spune, s-a mai discutat în locul acesta, nu eu, dar s-a mai discutat, am auzit discutându-se în locul acesta, acest lucru care este eronat și bine s-a discutat. Nu mă pot duce la cina Domnului, la masa Domnului, să fiu părtaș la masa Domnului, că săptămâna asta am făcut un lucru sau altul. Așa și? Păi nu sunt vrednic. Bă, tată, tu niciodată nu ești vrednic. Cum adică nu ești? De ce tu? Tu crezi că poți să faci ceva în timpul săptămânii ca să meriți jertfa Domnului? Asta este o aberație. Ce pot eu să merit jertfa? Să fiu vrednic de jertfa Domnului? Cum adică să fiu vrednic? Am făcut ceva și nu mai sunt vrednic. Acum săptămâna asta sunt vrednic. Serios? Păi ce lucru grozav ai făcut de te-ai făcut vrednic de jertfa Domnului? Fraților și surori, mă înțelegeți? Jertfa Domnului este infinită în valoarea ei. Vă întreb, cine poate fi vrednic de jertfa Domnului? Ce aberație e asta? Ce prostie este asta să spun eu că... Este un lucru, vă spun, înfiorător pentru mine, să spun eu că eu sunt vrednic de jertfa Domnului. Niciunul nu suntem vrednici de jertfa Domnului. Niciunul nu suntem vrednici. Tocmai de asta venim la El. Venim la El pentru că avem nevoie continuu de curățirea prin sângele Lui. Ce ne reamintim noi la masa Domnului? Că suntem vrednici? Ne reamintim ce a făcut El pentru nevrednicia noastră, ticăloșia noastră și păcatul nostru. Eu mă duc acolo pentru că am nevoie de Hristos. Nu pentru că am ajuns la un punct în care nu mai am nevoie. Hai să, așa ca recunoștință pentru ce a făcut Domnul pentru mine, vin la masa Domnului. Nu asta ne-a chemat Domnul să... Masa Domnului, cina Domnului, cum se numește, nu este o recunoștință din... Să răsplătim și noi Domnul cumva. N-ai ce să-i răsplătești. Noi comemorăm ce a făcut El pentru noi, nu ce facem noi pentru El în timpul săptămânii. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Eu prin asta nu vreau să spun că pot să trăiesc, să mă bălăcăresc în orice păcat și să vin la masa Domnului. Nu asta vreau să spun. Ci vreau să spun că vrednicia ne este dată de jertfa Domnului Iisus Hristos. De ce a făcut El pentru noi.
De asta venim smeriți la masa Domnului. Nu venim cu faptele noastre pe tavă. Venim smeriți. Și celebrăm ce a făcut El pentru noi. Nu ce facem noi pentru El. Așadar, repet, credința deplină cu care venim și ne apropiem de Dumnezeu se bazează pe ce a făcut Hristos pentru noi. De asta mulți oameni dau înapoi sau mulți oameni stau în dubii sau mulți oameni au fluctuații în astea că ba odată să încred în faptele lor, ba odată să încred în Hristos, ba săptămâna asta mă încred în faptele mele că mă acceptă Dumnezeu, ba acum mă încred în Domnul Iisus Hristos. Nu se poate așa ceva. Privilegiul de a avea pe Hristos mare preot, mijlocitor, mântuitor al meu este privilegiul care mă face să vin cu credință deplină. Vreau să vă spun, este o jignire înaintea lui Dumnezeu să vin înaintea lui Dumnezeu și să spun: Doamne, oare mă primești? Și ce ar spune Dumnezeu? Tu jignești lucrarea fiului meu. Adică tu spui că n-a fost suficientă lucrarea fiului meu ca eu să te primesc pe tine? Ce vrei să mai dau pentru tine? Deci tu încă stai în dubii? Dacă eu aș sta cu frică acolo pe hol, mă, nu știu dacă mă primește Dumnezeu. Îl jignești pe Dumnezeu. Repet, Dumnezeu m-ar întreba, adică tu îmi spui că ce a făcut fiul meu nu e suficient ca tu să vii cu credință de plin, nu cu tupeu, cu credință, cu certitudine, cu siguranță, cu nădejde. Ce vrei să mai dau pentru tine? Am dat totul, ce vrei să mai dau? Tu spui că jertfa fiul, frica pe care diavolul încearcă să o infuzeze în inimile noastre uneori, este o necredință. Și este ceva ce întristează fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dat totul și a rezolvat problema păcatelor noastre în persoana Domnului Iisus Hristos. Este o jignire a lui Dumnezeu. Cu inimă, cu credință de plină, și apoi spune că trebuie să ne apropiem nu doar cu sinceritate, nu doar cu siguranță, cu certitudine, ci să ne apropiem și cu sfințenie. Cu inimile, auziți, stropite și curăcite de un cuget rău sau o conștiință rea. Ce conștiință rea? Conștiința rea este conștiința nevindecată de păcat. Eu știu că am făcut un lucru rău, am făcut multe lucruri rele și vin vinovat înaintea lui Dumnezeu. Vin înaintea lui Dumnezeu, dar vin vinovat. N-ar trebui să mai vină așa. De ce? Repet versetul 14 din capitolul 9. Sângele lui Hristos vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte. Cum vin eu cu cugetul curat înaintea lui Dumnezeu? Cu sfințenie, lăuntrică înaintea lui Dumnezeu. Prin ceea ce am făcut eu? Nu, repet din nou. Totul se bazează pe privilegiul despre care a vorbit înainte apostolul. Un cuget rău, stropit și curățit și cu trupul spălat, cu o apă curată. Aceasta este prima poruncă care ni se dă, să participăm la această curățire cumpărată de Domnul Iisus Hristos. A doua poruncă care ni se dă, având în vedere privilegiile pe care ni le-a dat Dumnezeu, este să perseverăm în mărturisirea pe care am făcut-o. Auziți, să ținem fără șovăire, fără clătinare, fără să stai în dubii la mărturisirea nădejdii noastre. Dar vreau să observați legătura dintre versetul 2 și versetul 23. Dacă în versetul 2 s-a vorbit despre o stare lăuntrică, despre inimă, despre credință, despre cuget, în versetul 23 se vorbește despre o manifestare a credinței noastre, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Vezi, religia creștină, dacă aș putea să o numesc așa religie, sau relația noastră cu Dumnezeu, nu este doar ceva lăuntric. Că ne-a iertat de păcate, că ne-a curățit cugetul, că ne-a curățit inimile. Este ceva ce ajunge să se manifeste și în exterior. Eu dacă am o nădejde lăuntrică, Scriptura spune că există o mărturisire a nădejdei. Dacă mă știu în Romani, capitolul 10, Scriptura vorbește prin credința din inimă și prin mărturisirea cu... Vedeți, este o legătură care se face. Întâi credința din inimă, în adevărat. Începe din inimă. Dar să manifeste în exterior lucrul acesta. Nu ca oamenii aceia care, spune Scriptura, că au crezut în Domnul Iisus, dar nu-L mărturiseau pe față. Nu există așa ceva. Credincioși din ăștia adevărați. Aia e o credință falsă. Nădejde adevărată, credința adevărată este o credință care se manifestă într-o mărturisire. Și ce mărturiseau oamenii aceștia? Mărturiseau nădejdea. Care e nădejdea noastră? Hristos în voi? Nădejdea slavei. Ancora sufletului nostru care intră până în prezența lui Dumnezeu este Hristos. El este nădejdea noastră. El este nădejdea noastră. Și ce să ținem la nădejdea asta, la Hristos? De ce să ținem la nădejdea asta? Ni se dau două motive aici. Caracterul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Zice, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința, da? Vedem caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu e credincios, Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Noi sunt... El zice, mă, nu fie în dubii. Păi de ce să nu fiu în dubii? Că Dumnezeu e credincios. Ioan nu spune același lucru. Dacă ne mărturisim păcatele, El este... Vine Domnule și dă-L Dumnezeu păcatele tale. Nu sta, nu șovăi, nu sta în dubii. De ce? Dumnezeu e credincios, Domnule, să ne ierte. Dacă ne mărturisim. Este credincios Dumnezeu. Și este credincios cel ce a făcut făgăduința sau promisiunea sau care ne-a dat cuvântul acesta. Și sunt două lucruri pe care
care pe noi, pe pământul acesta, ar trebui să ne țină tari înaintea lui Dumnezeu. Persoana lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu. Sau caracterul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă eu nu-L cunosc pe Dumnezeu, cum să fiu? Cum să fiu trainic? Cum să fiu? Eu cred că de aici pornește toate lucrurile. De la cunoașterea lui Dumnezeu. Un om care nu cunoaște caracterul lui Dumnezeu, un om care nu are ca temelia vieții lui pe Dumnezeu însuși, este un om care se va clătina toată viața lui. Care, bai, bătut de vânt încolo și încoace. Nu știe ce cu el. Pentru că el nu e ancorat în caracterul neschimbător al lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, pentru că nu este ancorat în promisiunile sau făgăduințele sau cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt doi piloni fundamental a vieții noastre de credință. Noi putem să perseverăm pe cale, să fim, cum spune aici Scriptura, fără șovăire, doar dacă suntem ancorați în caracterul lui Dumnezeu, dacă cunoaștem pe Dumnezeu și dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, da? Așadar, recapitulând puțin, Scriptura ne spune că trebuie să fim să participăm la curățirea făcută de Domnul Iisus Hristos, versetul 22, să ținem la ea, versetul 22, să fim perseverenți în mărturisirea noastră, da, să nu șovăim într-o parte sau alta, pentru că știm cine este Dumnezeu pentru noi și ce a făcut lui Dumnezeu pentru noi. Și versetul 24 și 25 ne spune că ar trebui să fim implicați în această priveghere din adunare. Și aș vrea să insist puțin asupra acestui aspect, pentru că este foarte necesar pentru fiecare dintre noi. Uitați ce spune Scriptura. Să veghem. Foarte important, auzi. Să veghem unii asupra altora. Nu spune să vegheze păstorul asupra tuturor. Nu spune nici să vegheze prezbiterii asupra celor. Nu că n-ar trebui să facă lucrul acesta, ba da, ar trebui să facă. Să știți, frații care sunt prezbiteri au o responsabilitate principală de a veghea ei asupra altora. Dar această responsabilitate se extinde la toată adunarea. Am auzit foarte mulți credincioși și probabil că și în adunare aici, cam peste tot se spune treaba asta. Frate, nu mă bag eu. A, nu-i treaba mea. Frate, dar cum să mă duc eu? Frate, dar dacă nu se duce fratele cu tare, cum să mă duc? Dacă el nu se duce... Biblia nu spune așa. Asta este o scuză, o justificare, dar Biblia nu spune așa. Biblia vă citesc din nou expresia. Să veghem unii asupra altora. Toți avem responsabilitatea asupra tuturor. Mă înțelegeți ce vreau să spun? În Biblie nu există. Nu te băga în viața altuia. Nu, Biblia spune să-ți vezi de treburile tale când privești lucrurile lumii acestea. Nu? Lasă, ai tu treburile tale, el are pe treburile lui. Dacă privește relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră ca și comunitate sau ca adunare cu Dumnezeu, noi avem o responsabilitate unii față de alții. Aici e o poruncă să veghem unii asupra altora. Nu spune, dacă vreți, cine vrea, cine are pe inimă, mai să spune în adunare, cine are pe inimă să se ducă la fratele nu știu care. Nu cine are, bine am spune, cine are pe inimă. Puneți pe inimă dacă nu ai lucrul ăsta. Să veghem unii asupra altora. Ce să facem unii asupra altora? Nu zice, foarte importantă ce nu spune să veghem unii altora, să duceți-vă prin casă unii la alții. Ia, ce face fratele Valeriu, ce face fratele Andrei, ce face fratele Cristi, mă, ce faci tu acolo? Câți bănuți ai, unei fost, ce nu asta spune în Biblia. Auziți cum să veghem, cum să priveghem, cum să ne supraveghem. Care e forma de a veghea? Nu să ne iscodim, nu să umblăm din casă în casă. Că mulți fac asta, spune, noi veghem, stai cu minte. Ho, fii atent ce spune Biblia aici. Să veghem unii asupra altora ca să ne... îndemnăm. Ăsta e felul în care veghez. Vorbesc cu fratele și îl îndemn. La ce să îl îndemn? La dragoste? Dragoste de frați. Bineînțeles, la asta se referă Scriptura aici. La dragoste de frați. Și la fapte bune. La dragoste de frați și la fapte bune. Vreau să citesc o versiune de aici care prezintă într-un mod foarte interesant lucrurile. Zice... Scriptura aici, versetul 24, asta este traducerea lui Cornelescu din anul 22, zice să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste frățească. La dragoste frățească și la fapte bune. Acesta este termenul din original. La asta se referă, nu dragoste. A, ne iubim unii pe alții, așa, o dragoste din asta universală pe toată. Toată lumea se iubește acum, nu la asta se referă. Este o dragoste specială pe care noi trebuie să o avem față de aceiași oameni care îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca noi. O dragoste frățească și la fapte bune, adică la conduita noastră. Da? La conduita noastră. Să îndemnăm pe frații noștri să aibă o conduită așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Fapte bune. Bun. Și apoi spune... Să nu părăsim adunarea. Care adunare? Ia citiți dumneavoastră, versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră. Că sunt mai multe adunări, nu? Nu sunt multe adunări?
Dar Biblia spune să nu părăsim adunarea noastră. Și nu vreau să spun lucrul acesta ca jignire pentru nimeni. Pentru absolut nimeni. Este o poruncă a Sfântei Scripturi și este un obicei făcut din a părăsi adunările. Noi, în vremea în care noi trăim, domnule, e atât circulație prin adunări, eu îl numesc ca vagabondaj spiritual. Nu mi-a plăcut aici, mi-am făcut boceluța și am plecat în altă parte. Nu mi-a plăcut acum, mă duc în altă. Nu, deci treaba asta nu-i cum trebuie, ascultați, nu-i cum trebuie. Sunt adunări care s-au apostat, care sunt eretice, din care trebuie să ieși din mijlocul lor, fără discuție. Dar în multe cazuri, sunt niște conflicte minore care nu sunt rezolvate din lipsa pocăinței, din lipsa sincerității înaintea lui Dumnezeu. Datorită mândriei nu sunt rezolvate, înțelegeți? Lucruri mici care trebuie lăsate la o parte, peste care trebuie să treacă frații, prin cum să treacă prin ele? Prin dragoste. Prin dragoste, de asta spune, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii auzit. Ce au? Obicei, ce înseamnă? Nu că faci un lucru odată, ci că îl faci de mai multe ori. Da? Nu e normal, zice, unii și-au făcut obicei din treaba asta. Și din nou spune, cum veghem? Să ne îndemnăm, repetă din nou, dublează porunca de mai înainte, să ne îndemnăm unii pe alții. Nu știu cât obișnuiți dumneavoastră să faceți lucrul acesta, dar spune Biblia să ne îndemnăm unii pe alții. Să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Despre ce zi vorbește? Vă citesc din traducerea cealaltă a lui Cornelescu, care spune și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua cea mare se apropie. Ce ar trebui să ne facă pe noi să trecem peste tot felul de hârieli din asta câteodată sau mici conflicte sau mici discuții? Eu le numesc că-s mici, chiar dacă facem noi tâmbălău mare, așa că suntem noi oameni cu gura mare, dar probleme mici. Ce ar trebui să ne facă să strângem rândurile, să ne îndemnăm dragoste, să fie fapte bune, să fie unitate, să fie părtășie în adunare? Ce? Vine ziua cea mare. Și cum am vrea noi să ne găsească Domnul? Eu nu cred în varianta asta că la răpire suntem luați prin faptele noastre, suntem luați toți prin har. Dar cum am vrea să ne găsească Domnul în ziua cea mare? Cum am vrea să ne găsească Domnul? Dezbinați? Umblând din adunări în adunări? Nu mai știi pe unde să te duci, pe unde să te mai oprești? Sau am vrea să fim găsiți de Dumnezeu în dragoste, iubindu-ne unii pe alții, sacrificând unii pentru alții? Da, acestea sunt privilegiile care ne-au fost prezentate, că Domnul e mijlocitorul nostru și marele nostru preot și mântuitorul nostru. Acestea sunt poruncile care ne sunt date, da? Intrăm în părtășie cu Dumnezeu, ține la mărturisirea pe care am făcut-o, da? Perseverăm, dar ține și la părtășia cu frații. O părtășie care nu trebuie să fie caracterizată de păcat, de ură, de dușmănie, de dezbinare, ci o părtășie care ar trebui să fie caracterizată de unitate, de iubire, de curăție, de trăire după voia lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două lucruri care spune Scriptura aici. Avem niște privilegii, dar avem și niște responsabilități. Avem niște privilegii, dar ne sunt date și niște porunci. Ele merg împreună. Întâi sunt privilegiile și după aceea sunt poruncile. Întâi ce a făcut Dumnezeu pentru noi și apoi felul în care noi răspundem lucrării lui Dumnezeu făcute în viețile noastre. Și ca, nu știu dacă expresia e cea mai bună, dar o folosesc pe asta. Și ca Dumnezeu să ne bage mințile în cap, să ne luăm în serios responsabilitățile, să privim cu seriozitate privilegiile pe care ne le-a dat, Scriptura ne spune că există un pericol în a părăsi adunarea. Există un pericol în a nu persevera. Există un pericol în a fluctua. Ba sunt, ba nu sunt. Și auziți care este pericolul. Ne prezintă pericolul. Și de fapt aici este acest păcat cu voia pe care unii îl abuză și îl interpretează în fel și chip. Vreau să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem care este pericolul ăsta al păcatului cu voia? Care este pericolul al păcatului cu voia? Și spune Scriptura așa. Fiți atenți la ordinea. Să ținem fără șovăire la mărturisire. 2. Să veghem unii asupra altora. 3. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Căci! Deci de ce să fac toate lucrurile astea? Și îți dau un motiv. Căci! Și unii spun, Dumnezeu pe credincioși nu îi înfricoșează niciodată. Dumnezeu nu mai ne dă motivații astea pozitive. Nu e adevărat. Pentru că cel mai mare pericol este să avungi, să cunoști calea credinței, să cunoști adunarea, să cunoști cuvântul lui Dumnezeu și să duci în treaba ta. Asta e cel mai mare pericol. Și pentru oamenii aceștia care veneau în adunări și care ajungeau să respingă toate lucrurile de care au auzit și știau că s-a adevărat, pentru oamenii ăștia vorbește Dumnezeu. Și auzi ce spune Scriptura. Căci
Dacă păcătuim cu voia. Fiți atenți, vă rog frumos. Scriptura vorbește aici despre păcatul cu voia, nu spune dacă faceți păcatele cu voia. Sau păcate cu voia. Vorbește despre a păcătuit, un verb, păcătuim cu voia. E un verb, e un verb aici, da? Care se referă la o acțiune continuă, la o atitudine mai degrabă față de un anumit lucru. Față de ce? Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului. În Sfânta Scriptură vă las pe dumneavoastră să căutați acasă această expresie cunoștința adevărului care se referă întotdeauna la Evanghelie. La cuvântul lui Dumnezeu. Deci dacă păcătuim cu voia, dacă avem o atitudine de respingere față de Evanghelie, că despre ce a vorbit apostolul mai sus? Despre faptul că Iisus este marele nostru preot și Iisus este mântuitorul nostru. Iisus este mijlocitorul nostru. Gândiți-vă că lucrurile astea erau spuse unui evreu. Evreu care înțelegea, domnule, nu mai trebuie să mă duc cu capra, cu țapul, cu taurul la templu. De ce? Că s-a dus jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu mai am ce căuta acolo la templu. De ce? Că Iisus este templu. Că Iisus a rupt perdea. Că Iisus ne-a arătat clar că avem intrare slobodă înaintea lui Dumnezeu. Nu mai am ritualurile astea. L-am pe Iisus Hristos. Și el spune, mă, ia pe Iisus, du-te în adunarea Domnului Iisus Hristos, nu te mai întoarce niciodată înapoi. Că dacă ai aflat că Iisus e singura cale, că Iisus e mântuitorul, mijlocitorul și marele preot, și te întorci înapoi, auzi ce spune Scriptura, da? Așadar, păcatul cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, este respingerea conștientă a Evangheliei, a Domnului Iisus Hristos. Spune Scriptura, dacă facem acest păcat, dacă respingem pe Domnul Iisus Hristos, suntem răsplătiți pentru treaba asta. Cum? În două feluri. Este o absența jertfei, spune, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Hai să facem puțin, să raționăm puțin argumentul lui Pavel. Pavel zice, Iisus e singura jertfă. Dacă respingi Evanghelia care îți spune că Iisus e singura jertfă, acum el este împlinirea tuturor jertfelor, nu mai rămâne nicio jertfă. Eu vă întreb în seara asta, mai este vă jertfă parte de Domnul Iisus Hristos? Nu mai este. Dacă evreii s-ar apuca mâine să aducă jertfe, îți validezi jertfele alea? În perioada în care scrie apostolul aici, ei mai aduceau jertfe. Din momentul în care Iisus Hristos a venit ca jertfă desăvârșită înaintea lui Dumnezeu, pentru noi, toate celelalte jertfe nu mai aveau niciun fel de valoare. Niciun fel de valoare. Și îi spune, mă, nu lași plinătatea, nu lași pe Hristos să te întorci înapoi la ritualul, la ceremonii. Că dacă faci treaba asta, îți spun, Dumnezeu altă jertfă nu mai dă pentru tine. Deci nu mai repete niciodată lucrul acesta, da? Exact cum spune în Evrei, capitolul 6. Nu se mai vine Hristos odată să mai moară pentru voi. Că voi vă întoarceți iară la iudaism, vă întoarceți iară la religia voastră, da? Deci, unu, răsplata refuzului lui Hristos este absența jertfei și răsplata refuzului lui Hristos este așteptarea judecății. Absența jertfei și așteptarea judecății. Auziți ce spune? Ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Este un mod foarte frumos în care putem conecta textul acesta cu Ioan capitolul 5, unde spune Scriptura în felul următor, sper să găsesc rapid textul acesta, dar versetul 24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Moartea veșnică se referă. El nu mai are moarte veșnică, nu mai are judecată, ci are viață. Și auziți ce spune textul ăsta. Omul căruia îi lipsește jertfa Domnului Iisus Hristos rămâne cu ce? Cu judecata. Deci ori ai jertfa, ori ai judecata. Dacă ai jertfa Domnului Iisus, nu mai ai judecata. Asta spune Ioan. Dacă ai crezut în jertfa, ai crezut în Domnul Iisus Hristos, în lucrarea Lui, nu mai ai cum să vii la judecată. De ce? Păi simplu, domnule, Hristos a fost judecat odată. Dacă eu l-am pe Hristos care a fost deja judecat, nu am cum să mai fiu judecat și eu încă o dată pentru același lucru. Hristos a plătit pentru păcatele mele, a fost judecat pentru păcatele mele. Dumnezeu nu-i nedrept ca să mai judece încă o dată pe Domnul Iisus pentru păcatele mele. Dar, dacă eu resping pe acela care a fost judecat pentru mine, dacă resping jertfa lui, judecata lui Dumnezeu rămâne în continuare. Spune Scriptura în Ioan capitolul 3, versetul 36, dacă nu mă înșel, cine nu crede în Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne, a fost și rămâne peste el. Așadar, textul ne arată că astea sunt două lucruri care funcționează împreună. Dacă îi absentă jertfa,
Rămâne așteptarea judecății. Absența jertfei atrage așteptarea judecății. Spune Scriptura așa. Ci doar o așteptare înfricoșată a judecății. Și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Acum, unii spun, auzea pe cineva aseară care predica și bajocorea pe cei care cred în ea. Spunea, băi, sunt ăștia care cred în iad. Unii păstori și predicatori care spun că oamenii se duc în iad. Ce Dumnezeu e ăla care ar trimite oamenii în iad? Cum să predicați așa? Nu! Sufletul omului, omul se duce în pământ, moare și e anihilat. Dispare niciunde. Acum eu vreau să vă citesc expresia din Sfânta Scriptură. Auziți. Așteptarea înfricoșată a judecății. Ce e așa înfricoșător ca să dispari? Ce așa înfricoșător? Spune unui om, ascultați-mă, spune unui om din lume care iubește curvia, beția, păcatul și trăiește la maxim toate păcatele lumea asta. Spui, bă, nu o să se întâmple nimic după moarte. Pur și simplu o să dispari. O să vedeți că se fricoșează? O să zică, bă, tată, asta e veste bună pentru mine. Asta, într-adevăr, e veste bună. Expresia pe care o folosește apostolul aici arată că nu-i anihilare, nu-i niciun fel de anihilare aici. O așteptare înfricoșată a judecății. Auziți. Și văpaia unui foc. Deci, bă, cum, ce ne pune Dumnezeu la rotisor acolo să ne ardă continuu? Bă, tată, eu nu știu dacă te pune pe tine la rotisor. Dacă tu vrei să bajocorești lucrurile astea în felul ăsta, tu poți să o faci. Biblia vorbește aici despre văpaia unui foc. Că e un foc metaforic aici care arde. Noi nu discut aici că e foc metaforic, că e foc fizic sau ce foc e. E văpaia unui foc. Deci, nu e anihilare aici. Nu este o anihilare. Unii zic, a, dar uite că aici Scriptura, Biblia nu vorbește despre ea, ci vorbește despre ghenă, un loc în care focul ardea tot timpul, pentru că erau aruncate în continuu gunoaie. Ok, focul ardea tot timpul. Acolo era foc tot timpul. Este văpaia unui foc în ziua judecății, care va mistui pe cei răzvrătiți. Zice, mistuirea. Când un lucru e mistuit, lucrul acela dispare, că asta e mistuit. E, Biblia vorbește despre Satana care este mistuit și care totuși e trimis în iazul de foc și cu puceasă, în care e chinuit în vecii vecilor. Uite că e o mistuire continuă. Mistuirea nu totdeauna înseamnă că a fost mistuirea noastră și a rămas scrum din el. Ci Biblia vorbește despre o mistuire de care are parte cel rău tot timpul. Este folosit termenul mistuit nu pentru a se referi la distrugere totală, la anihilare. În punctul meu de vedere nu există temei biblic pentru ideea asta de anihilare. Da, da, unii cred cum vor ei. După ce Scriptura ne arată pedeapsa pe care acești oameni o primesc, manifestarea acestei pedepse, Scriptura ne arată mărimea pedepsei, mărimea pedepsei și face Scriptura aici un contrast, un contrast între legea lui Moise și legământul cel nou. Să știți că unii oameni și prietenii mei adventiști, nu-i numesc frați ca să nu-i jignesc, că poate unii dintre ei nu-ți consideră frații mei și atunci nu vreau să-i jignesc, dar unii dintre prietenii noștri adventiști zic că legea lui Moise încă este validă în legământul cel nou. Și eu vreau să vă uitați imediat la versetele astea care ne arată că legea lui Moise și legământul cel nou sunt două lucruri distincte, nu puse unul lângă altul, ci puse în contrast în pasajul acesta. Arătându-ne nu doar contrastul, ci faptul că legământul Domnului Iisus Hristos este mai mare decât legea lui Moise. Unii m-au mai bajocorit așa și m-au renunțat și zice, mă, legea nu e a lui Moise, e a lui Dumnezeu. Tu poți să spui ce vrei tu, Biblia spune așa, ascultați. Cine a călcat legea lui? Moise. Na, dacă tu vrei să spui că e a lui Dumnezeu, e a lui Dumnezeu, dar reprezentantul prin care Dumnezeu a dat legea? A fost Moise. Acum, ca să ai o formă din asta de smerenie și supra-spiritualitate, poți să spui, a, nu e legea lui Moise, e legea lui Dumnezeu. E legea lui Moise, că așa numește Biblia. Bun. Să faci aici un contrast, da? Biblia spune, da, păcatul cu voia este respingerea jertfei Domnului Iisus Hristos, rămâne judecată. Ne arată cât de gravă e păcatul ăsta prin pedeapsa pe care o primești. Și auziți ce spune? Cine a călcat legea lui Moise... Cine a călcat legea lui Moise, ăsta e păcatul, da? Calci legea lui Moise. Nu spune ce lege. Care articol din legea lui Moise? Orice articol din legea lui Moise. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, da? Moarte fără milă. Moarte fără milă. Pe mărturia 2 sau 3 marturi. Deci există o mărturie. În legea lui Moise e păcătuit. O mărturie, moarte. Nu există milă. Bun. Versetul 29 și vă rog să subliniați în mintea dumneavoastră cel puțin expresia asta. Cu cât mai aspră pedeapsă,
cu cât mai aspru pedeapsă, dai? E făcut un contrast aici. Dacă în legea lui Moise era omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori, cu cât mai aspră, este o gravitate aici, este, se intensifică pedeapsa. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, vedeți, despre asta e păcatul cu voia, respingerea Fiului lui Dumnezeu ca singură jertfă de ispășire. De asta zice, nu mai rămâne nicio jertfă, că l-a respins pe Fiul. Cu cât mai aspră, credeți că va lua cel ce va călca în picioare. Este expresia folosită în Matei, unde spune despre sarea care și-a pierdut gustul și este aruncat afară și călcat în picioare de oameni. De ce calcă oamenii în picioare sarea care și-a pierdut gustul? Că nu-i folositoare. Și spune, a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu înseamnă să consideri pe Fiul lui Dumnezeu nefolositor. Nu-i folositor Fiul lui Dumnezeu? Stai puțin, ziceau evrei că avem noi în continuare jertfele noastre. Apostolul spune, să o credeți voi. Că se poate lucrul ăsta, nu se poate așa ceva. De ce? Pentru că legea lui Moise a funcționat până la momentul în care s-a instaurat noul legământ. Când s-a instaurat noul legământ, s-a urcat la o treaptă superioară. S-a terminat dispensația legei. A intrat dispensația noului legământ, a cărui reprezentant nu mai este Moise, ci este Domnul Iisus Hristos. E un contrast aici a făcut. Legea, legământul cel nou. Moise, Domnul Iisus Hristos. Sângele taurilor și al țapilor, sângele Domnului Iisus Hristos. Este un contrast făcut aici, da? Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua, cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, da, îl va considera nefolositor, neimportant, va pângări sângele legământului, adică va considera exact în același fel, da? Nu va considera valoros, nu va considera ca sacru, nu? Care-i sângele legământului? Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Vedeți, este o legătură între Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și sângele legământului. El a făcut legământul, da? Sângele legământului celui nou, așa? Cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Acestea sunt câteva elemente care fac parte din noul legământ. Este Fiul lui Dumnezeu, este sângele legământului și este Duhul Harului. Dacă tu pe toate acestea le-ai respins, spune că când respingeai legea lui Moise erai omorât, când vorbim despre legământul pe care îl respingi, pedeapsa, zice, este cu atât mai aspră. Acum, dacă la legea lui Moise era moarte fizică, pedeapsa, corect? Moarte fizică vorbește Scriptura. Anihilare. Uite, ăștia anihilare era. Te anihila. S-a terminat cu tine. Zice Biblia, cu atât mai aspră. Păi dacă ei spun că e aceeași pedeapsă, oricine oamenii se duc în pământ și s-a terminat cu ei, de ce spune cu atât mai aspră? Ce e mai aspru? Dacă e tot moarte, te-a băgat în pământ și s-a terminat, ce e mai aspru? Vă întreb ce e mai aspru. Dacă e tot moarte și s-a terminat totul la moarte, ce e mai aspru? Care e lucru mai aspru? Biblia folosește aici numai așa expresie, zice că e mai aspru. Ăla a fost omorât fizic, aici e mai aspru. Deci e ceva mai mult decât moartea fizică. Auziți ce spune? Cu cât mai aspru pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Versetul 28 și 29, unde se face comparația între legea lui Moise și legământul cel nou, ne arată mărimea pedepsei care îl paște pe cel care respinge noul legământ, pe Domnul Iisus Hristos. Versetul 30 și 31 ne arată că există o mărturie biblică a acestei pedepse. Ne dă un citat, auziți citatul. Versetul 30, că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea. Cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea? Dumnezeu, nu? Știm cine. Zice, știm cine este cel ce a zis. A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Acum eu vă întreb, dacă răzbunarea e moartea, murim și noi, fiecare dintre noi, moarte fizică, care suntem credincioși. Ce răzbunare e asta? Înțelegeți că noul legământ, pedeapsa care se dă, nu e moartea fizică. A mea este răzbunarea. Deci aici spune, nu, domne, toți mor. Ce răzbunare e aia că murim? Că toți murim. Și credincioși și necredincioși, toți mor. Ce răzbunare e aia? Eu voi răsplăti. Ce răsplată e aia moartea? Că oricum murim toți. Ce răsplată e aia moartea? E clar că răsplata, răzbunarea sau judecata sau focul, văpaia de foc, sunt lucruri care vorbesc despre altceva, nu doar despre moartea fizică. Despre altceva. Că dacă ar fi fost moarte fizică, repet, n-ar mai fi spus cu atât mai aspră. Dacă ar fi fost moarte fizică, n-ar fi fost răzbunare, văpaia de foc, nu e nicio văpaie de foc când mori. Niciun fel de văpaie de foc. Mor și s-a terminat. Anihilarea nu e văpaie de foc. Anihilarea nu e nicio răzbunare. Anihilarea nu este niciun fel de răsplată. Ce răsplată e aia?
am dispărut. Bă, gata, am dispărut. Te-ai dus ca abur, da? Și în altă parte spune, Domnul va judeca pe poporul său. Citează Scriptura, apostolul aici citează Scriptura, referindu-se la poporul Israel, la evrei. Scriptura nu spune aici, Domnul va judeca pe creștinii săi, pe ucenicii săi, pe cei mântuiți, pe cei răscumpărați, pe cei spălați în sângele Domnului Iisus Hristos. Pe popor, vorbește la plural sau vorbește comunitar mai degrabă, vorbește despre o comunitate. Domnul va judeca pe poporul său. Acum, Biblia nu se contrazice, spune că dacă credem în Fiul, nu suntem judecați. Și apoi versetul 31, care încheie și încheie și eu în seara aceasta, că timpul a trecut, spune versetul 31, grozav lucru este să cazi, vă întreb nou, asta sună anihilare pentru dumneavoastră? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Auzi oameni care vorbesc despre Dumnezeu așa, la pertu, bajocoritor, ironic și într-un fel sau altul. Și Scriptura ne spune că noi credincioșii ar trebui să fim foarte serioși cu ceea ce am primit de la Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos, cam asta e ideea pasajului. Pentru că singura alternativă, deci textul e relativ simplu. Avem niște privilegii și ni se dau niște porunci să trăim într-un anume fel, fiindcă avem privilegiile acestea. Și apoi al treilea lucru care spune, există un pericol. Și pericolul acesta ne este prezentat sub forma a două variante. Ori ai jertfa Domnului Iisus Hristos, ori ai judecata. Sunt două lucruri. Ori ai jertfa, ori ai judecata. Dacă nu există jertfă, există judecata. Nu este acel. Și singura jertfă, singura cale, este Domnul Iisus Hristos. Iarăși, pasajul acesta este foarte important în discuția despre lege. Pasajul ne arată foarte clar. A fost legea lui Moise și se făcea treaba într-un fel. Era păcat și pedeapsa într-un fel. Aici este un păcat de respingere a legământului și pedeapsa este cu atât mai aspră. Cu atât mai aspră. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Pasajul acesta este important și pentru lascivitatea asta și ușurătatea asta și tratamentul ăsta așa pe care îl aplică oamenii lui Dumnezeu, ciuntind din caracterul lui Dumnezeu, e dragoste. Dumnezeu e dragoste, grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Eu cred că dacă în adunări s-a scrie mai degrabă, și îmi place versetul ăsta, dar multe adunări, unul dintre cele mai găsite versete scrise acolo pe frontispiciu este, spuneți dumneavoastră, Dumnezeu este dragoste. Este dragoste. A spune, bă, Dumnezeu e drept, a fost drept cu Domnul Iisus Hristos, acum Dumnezeu este dragoste. E, uite că apostolul spune în evrei, grozav lucru este să cazi. Eu cred că frate totuși a luat lucrurile alea cum mai în serios dacă ar scrie acolo. Sunt fix, citești în fiecare duminică. Grozav lucru este să cazi în mâine Dumnezeului celui viu. Și tu spui, a, dar asta din Vechiul Testament. A, ba nu, din evrei, capitolul 10. A, valabil și în nou legământ grozav? Da, în special în nou legământ e valabil. Că dacă tu te separi de nou legământ, dacă tu nu primești lucrarea noului legământ, persoana Domnului Iisus Hristos, asta rămâne. Asta rămâne. Păcatul cu voia în esență, asta este respingerea noului legământ, a Domnului Iisus Hristos, a jertfei Domnului Iisus Hristos. Un păcat care într-adevăr era specific, foarte specific evreilor, dar un păcat care poate fi făcut astăzi de oameni care intră în adunare, care merg o perioadă cu adunarea, care în realitate nu au transformarea și lucrarea Duhului Sfânt și a nașterii din nou în ei și la un moment dat abandonează totul pentru altă religie, pentru ceremoniilor, pentru poeziile, povești care le spun alți oameni în lumea asta. Orice altă religie. Când ai scos jertfa Domnului Iisus Hristos, ai terminat-o, tată. Când ai pus lângă jertfa Domnului altceva, cum pui pe Maica Domnului, cum... oamenii cred că spun lucrurile astea numai ca să jignesc, ba, pe ortodox sau pe nici vorbă de așa ceva. Să mă ferească Dumnezeu să vreau să jignesc pe cineva. Dar eu consider că trimit, cum zic, pecetul eu, om, care mă consider om al lui Dumnezeu, pecetului, drumul iadului, omul acelui trimițându-l la Maica Domnului sau la nu mai știu cine. Îi pecetului, drumul iadului la omul ăla. Îl prostesc, îl mint în față, sunt un mișel și un criminal. Eu spunându-lui că el se poate duce bala unul, bala altul să-și rezolve problema păcatului. Nu există. Uitați-vă în Scriptură, nu există. Jertfa Domnului este exclusivă, noul legământ întemeiat în sângele Domnului Iisus Hristos, intrarea liberă numai prin Domnul Iisus Hristos. Ce sunt eu? Cine sunt eu, Domnule, să adaug eu pe acolo? Să-mi aducă oameni, știți cum, să-mi umple casa cu toate scrierile părinților bisericii. Că nu modifică cu nimic ce spune Sfânta Scriptură. Nu modifică cu absolut nimica. Noi putem juca cu sufletele oamenilor. Și lucrarea satanii este foarte puternică și foarte perversă. Foarte puternică și foarte perversă. Tocmai ca să jongleze cu sufletele oamenilor. Tocmai ca să pună sufletele acestor oameni în pericol.
Acesta este păcatul cu voia. Suntem chemați de Dumnezeu în seara aceasta să fim serioși cu adunarea, să fim serioși cu Dumnezeu, să fim serioși cu curăția, să fim serioși cu această lucrare de spălare pe care Dumnezeu a făcut-o în cugetele noastre, în inimile noastre. Să avem o certitudine deplină, să știm ce credem, să ne bazăm exclusiv pe Domnul Iisus Hristos. Să nu ne jucăm cu lucrurile astea. Să nu le amețim. Poate consider, asta a fost pentru evrei. Da, pentru evrei, dar multe adunări. Oamenii fac o confuzie foarte gravă. Fac o confuzie foarte gravă în ce privește siguranța mântuirilor. Temelia mântuirilor. Nu mai știu, ba fapte, ba ceremonii, ba mersul la adunare, ba nu știu ce lucruri. Ba și Domnul Iisus pe undeva pe acolo, nu mai știu lucrurile cum îs. Oamenii se joacă cu exclusivitatea persoanei Domnului nostru Iisus Hristos și lucrul acesta este grav. Poate altă dată avem timp să ne uităm la ultima parte a lui Evrei 10. Dumnezeu să ne îmbărbăteze, să ne avute și închei cu versetul 39 care spune: noi însă nu suntem din aceia care... Dintre evrei, unii care dădeau înapoi. Unii dădeau înapoi, dar nu că aveau lucrarea nașterii din nou. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin.